În dimineața aceasta aș vrea să am din cuvântul lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu un cuvânt simplu pentru dumneavoastră, un cuvânt care vorbește despre mântuire. Probabil, după cum ușor ați observat, textul spune, prin har am fost mântuiți prin credință, asta nu vine la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre mântuire și mi-aș dori ca fiecare suflet din locul acesta să priceapă, poate, pentru prima dată, ce înseamnă mântuirea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. După cum ați observat, textul acesta prezintă o imagine dramatică pentru a arăta mântuirea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură prezintă diverse imagini pentru a ne explica ce înseamnă mântuirea. În textul acesta, imaginea folosită este imaginea învierii. Și motivul pentru care Scriptura prezintă această imagine a învierii este pentru că mântuirea, lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, nu poate fi realizată decât la fel cum este realizată o înviere fizică. Nimeni nu poate învia pe altcineva din morți. Pentru a învia pe cineva din morți este nevoie de puterea lui Dumnezeu acolo. Doar Dumnezeu poate învia pe cineva din morți. În aceeași măsură, în același fel, pentru ca cineva să fie înviat din morți, din punct de vedere spiritual, ca să fie mântuit, este nevoie doar de puterea lui Dumnezeu. Este o mare înșelătorie ca cineva care este în locul acesta să spună: eu mă pocăiesc când vreau eu. Nu este adevărat. Eu pot să fiu mântuit când vreau eu. Nu este adevărat. Nimeni nu se poate mântui pe el însuși. Nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu cu propria lui putere. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Scriptura arată că această lucrare a lui Dumnezeu este ca o înviere. Este o înviere spirituală, dar este ca o înviere din morți. Numai Dumnezeu poate să facă această lucrare a lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm. Dacă omul s-ar putea mântui pe el însuși, nu ne mai ruga. Am stat pe capul celor, spune: bă, mântuiește-te, că tu poți să te mântui. Nu ne mai ruga lui Dumnezeu. Dar ne-a rugat astăzi și continuăm să ne rugăm pentru aceia care nu sunt întorși la Dumnezeu, ca Dumnezeu să se mântuiască. De ce? Că Dumnezeu este acela care face această lucrare extraordinară de mântuire. În Efeseni capitolul 2 poate fi împărțit foarte ușor în două părți. Primele 10 versete folosesc această imagine a învierii. Următoarele versete, la versetul 11 până la final, folosesc imaginea aceasta a încetățenirii. Un om care n-are niciun drept în împărăția lui Dumnezeu și este adus în împărăția lui Dumnezeu cu dreptul și cu responsabilități depline. Vedeți, acestea sunt două părți care vor cuprinde și viața celor care astăzi intră în această apă a botezului. Ei au primit viață de la Dumnezeu din morți. Ei s-au întors la Dumnezeu, au o relație personală cu Dumnezeu. Nu mai sunt copii ai mâniei, cum spune în locul acesta, ci sunt copiii lui Dumnezeu, sunt copii ai ascultării. Au fost înviați din morți. Ei sunt sensibili față de Dumnezeu acum. Au o relație de prietenie cu Dumnezeu, o relație de tată și fiu, o relație de rob și de stăpân. Ei au o relație cu Dumnezeu acum. Dar în același timp, ei sunt introduși în împărăția lui Dumnezeu. Există și o viață publică, comunitară. Nimeni nu poate să spună în dimineața asta: eu sunt mântuit, dar n-am nicio treabă cu biserica. Pentru că Scriptura arată foarte clar în textul acesta, dacă vă uitați dumneavoastră mai departe, versetul 19 spune: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Unii dintre dumneavoastră care sunteți botezați, sunteți cam așa, cum spune aici, străini și oaspeți ai casei. Veniți în vizită. Dar dacă ești mântuit, dacă ai fost înviat spiritual de Dumnezeu, nu poți să te raportezi în felul ăsta la biserică. Nu poți să te raportezi în felul ăsta la biserică. Hristos este capul bisericii. Dacă Hristos este capul tău, vei avea o relație nu doar cu capul bisericii, cu Hristos, ci și cu biserica lui, cu trupul lui. Aș vrea să ne uităm întâi, să ne uităm în dimineața aceasta la această imagine a învierii spirituale. Și aș vrea să punctez un prim aspect. Vezi, textul ăsta începe puțin negativist. Voi erați morți, voi făceați, voi erați așa. Și nu e așa că în inimile noastre parcă automat să pune o barieră când un om vine la noi și ne prezintă întâi lucrurile în mod negativ, nu? Începe cu partea proastă. Noi spunem că întotdeauna trebuie să începi cu partea bună, să spui ceva bun despre cineva. Vedeți, Apostolul Pavel nu începe așa. Și vreau să vă spun un lucru. Evanghelia începe întâi cu o veste rea, nu cu o veste bună. Evanghelia este o veste bună, asta înseamnă Evanghelia, o veste bună. Dar niciodată o veste bună nu are importanță decât dacă există o veste rea înainte, nu? Dacă eu aș fi putre de bogat și cineva ar veni și mi-ar spune: bă, vreau să-ți dau 1 milion de lei. Are voi importanță pentru mine vestea asta? Asta e bună, dar nu pentru mine, că eu n-am nevoie de banii aia. Eu sunt putre de bogat. Dar dacă eu sunt sărac lipit pământului, dacă-s jerpelit, dacă-s vai și amar de mine și am nevoie ca de aer, de 10 lei, să mă duc să-mi cumpăr o bucată de pâine sau să cumpăr niște apă, ceva, da? Să trăiesc și eu. Pentru mine 1 milion de lei înseamnă foarte mult. Exact așa este Evanghelia. Evanghelia începe întâi cu o veste rea. Evanghelia este ca un doctor, dar un doctor bun.
Un doctor care vine întâi și îți arată care este starea ta, care e problema ta, care e viața ta cu adevărat, și apoi este acel doctor care vine și îți dă și soluția. Sunt doctori care îți arată starea, dar nu pot să-ți dea soluția. Sunt doctori care știu starea ta, dar nu ți-o spun și nu dau nici soluția. Evanghelia nu este așa, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului. Dumnezeu niciodată nu o să ne menajeze. Noi uneori ne supărăm unii pe alții. Dom'le, ai spus prea dur, ai spus cuvântul ăla, ai spus așa, ai spus așa, n-ai spus bine. Dumnezeu nu este în felul ăsta, Dumnezeu nu lucrează cu mânuși cu noi. Dumnezeu nu lucrează cu mânuși cu noi, Dumnezeu nu ne menajează. Dumnezeu ne spune adevărul, pentru că Dumnezeu prin adevărul acesta vrea să ne elibereze. Acesta este Dumnezeu. Evanghelia începe cu vestirea, cu confruntare. Dacă cineva vrea în dimineața asta să știe ce-i mântuirea, dar nu vrea să fie confruntat cu realitatea despre el însuși, cel mai probabil că nu poate să fie mântuit. De ce? Pentru că refuză să știe care este nevoia lui de mântuire. Vreau să vă prezint o imagine prin care înțeleg eu textul ăsta foarte ușor. Foarte ușor. S-a amintit de Titanic. Da, vasul acela e extraordinar. L-au construit oamenii cu atâta sudoare și oamenii și-au spus speranța în vasul acela. Doamne, e un vas care nu poate să fie doborât de nimeni. Atâta încredere au avut oamenii că nici nu și-au luat destule ustensile ca să salveze, în caz de ceva să salveze. Că, domnule, de ce e nevoie să iei bări sau să iei alte lucruri ca să fii salvat dacă vasul ăsta e invicibil, nu? Are nevoie să iei. Și oamenii benchetuiau, oamenii se bucurau pe vas și oamenii se distrau. Când vasul acesta a lovit icebergul acela, oamenii încă dănțuiau acolo, oamenii încă cântau acolo, oamenii încă se simțeau bine. Așa văd eu lumea aceasta. Trăim într-o lume în care oamenii se simt bine. Oamenii muncesc, oamenii vor să-și facă case, oamenii vor să-și cumpere mașini, oamenii caută locuri de muncă, oamenii merg în direcția lor și toți suntem ca pe un Titanic. Titanicul a lovit deja icebergul, apa intră deja în el, deja se scufundă lumea aceasta, că Biblia arată că lumea aceasta se duce în jos, nu se duce în sus. Nu se duce la Dumnezeu, ci se duce în jos și diavolul o trage în jos. Suntem ca pe Titanicul acesta care deja e rupt în două și se scufundă. Și oamenii încă dănțuiesc, oamenii încă se bucură, oamenii încă benchetuiesc, oamenii încă se distrează, oamenii încă zic, domnule, mai este vreme, oamenii încă zic, lumea asta merge bine și mergem înainte și o să fie bine, că doar de atâtea mii de ani e lumea asta și nu o să se întâmple nimic, chiar acum, chiar azi, chiar anul ăsta. Dar va exista o zi în care spune Scriptura că totul va fi distrus. Lumea aceasta va fi înlocuită, lumea aceasta va fi luată. Cei dintre dumneavoastră, vă prezint alte imagini, cei dintre dumneavoastră care ați mers cu avionul, poate prima dată când v-ați suit în avion, unul dintre primele lucruri care se întâmplă în avion, îi vine acolo două doamne, domnișoare sau doi domni acolo care îți explică cum să folosești masca de oxigen și vesta aceea de salvare. Asta sunt primele lucruri care ți le explică. Și te uiți tare curios prima dată când îți explică. Cum să o pui pe gură, cum să dai, cum să faci, cum să o pui pe tine. A doua oară când te sui în avion, te uiți și a doua oară, dar cu mai puțină curiozitate. Este adevărat? Deși dacă te gândești bine, nici a doua oară nu știi cum să folosești aia, ai și uitat. Că n-ai folosit a treia oară, a patru oară, nici nu te mai uiți, nu te mai interesează. De ce? Pentru că ești sigur că nu se întâmplă nimic. Nu s-a întâmplat nici până atunci, nu se întâmplă în continuare nimic. Dar aș vrea să vă întreb. Dacă într-o zi s-ar da acolo, de la pilot s-ar da anunțul că ai 5 minute să pui mâna pe o parașută și să sari din avion. Și ai 2 minute ca să înveți cum să faci lucrul ăla. O să vină cineva în față acolo și o să-ți explice cum să faci lucrul ăla. Crezi că o să mai stai cu iPhone-ul, cu căștile în urechi și să asculti tu muzica ta? Crezi că o să stai așa, bine mersi și o să discuți cu cineva de lângă tine, bă, hai să discutăm așa despre viața noastră, despre... Nu! Ai stai acolo cu ochii căscați și ai face tot ce ai putea ca să pui și tu mâna pe o vestă de salvare sau pe parașută să-ți dai drumul și să scapi. Așa este lumea în care noi trăim. Este ca un avion care deja se află în prăbușire. Și singurul mod de a scăpa din nava asta care se prăbușește este mântuirea Domnului Iisus Hristos. Ăsta e singurul mod de a scăpa. Ăsta e singurul mod de a scăpa. Și putem să scăpăm. Și putem să scăpăm. Uitați cum începe textul acesta. Textul acesta începe cu o confruntare, începe negativ și spune așa. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Care voi? Cine sunt oamenii ăștia morți de care vorbește Scriptura? Noi. Versetul 3 spune, între ei eram și noi toți odinioară. Nu există nimeni în sala asta care să poată spune, bă, despre ce vorbește copilul ăla acolo? Eu nu sunt mort spiritual, eu sunt viu. Nu, nu ești. Ești viu fizic. Sau dacă nu ești acum, ai fost cândva. Pentru că Scriptura ne include pe toți aici, spune, voi erați morți și noi eram morți. Nu există nimeni din locul acesta care să nu se regăsească într-un fel sau altul în textul acesta. Poate să vorbească despre moartea lui spirituală la timpul trecut. Eram, și asta e foarte bine pentru tine. Sau dacă nu poate să vorbească la timpul trecut despre moartea spirituală, trebuie să vorbească la timpul prezent. Eu sunt mort spiritual. Pentru că toți suntem în felul acesta. Toți suntem în felul acesta. Al doilea aspect care îl arată Scriptura aici, știți ce e foarte curios cu moartea asta spirituală?
Că omul mort spiritual trăiește în același timp. Spune așa, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Ați auzit un mort care trăiește? Așa spune Biblia. Voi erați morți în greșelile și păcatele în care trăiați. Acum întrebarea, domnule, cum e ăsta mort care trăiește? Ați văzut un mort care trăiește? N-ați văzut morți care trăiesc? Nici eu n-am văzut. Deci nu sunt morți fizici care să trăiască în același timp. Dacă e mort, e mort. Biblia însă spune aici, moartea spirituală nu este ca o inactivitate. Că într-un fel te-ai putea scuza lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, eu eram mort spiritual, eu nu făceam nimica. Nu! Spune, tu erai mort spiritual, dar făceai ceva. Și ce făceai tu? Auziți care e comportamentul oamenilor morți spiritual? În care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Vreau să observați doi termeni foarte importanți în textul acesta. Termenul erați și termenul trăiați. Zice așa, voi erați în care trăiați. Voi erați în care trăiați. De ce noi oamenii ne purtăm cum nu trebuie să ne purtăm? De ce? De ce trăim cum nu trebuie să trăim? Știți de ce? Că suntem cumva. Biblia nu folosește la întâmplare ordinea aceasta și termenii aceștia. Eram și trăiam. Eram și trăiam. A fi ceva te duce spre a face ceva. Noi spunem, domnule, omul ăla a făcut ceva. Întrebarea este, de ce a făcut așa? A făcut o faptă rea. De ce a făcut o faptă rea? Că e rău. Că e rău. Și auziți, dumneavoastră, noi care suntem aici pocăiți în special, spunem uneori despre anumiți oameni, zicem, domnule, ăsta e ca un om pocăit, numai trebuie să se boteze. Foarte greșit. Știți de ce spunem lucrul ăsta? Pentru că faptele lui din exterior sunt morale. Și atunci zicem, domnule, că faptele din exterior sunt morale, înseamnă că el e un om bun. Nu e un om bun. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar. A spus foarte clar în fața tuturor oamenilor. Foarte clar a spus lucrul acesta și evident pentru tot omul, ca nimeni să nu interpreteze greșit ce a spus el. Unul singur este bun. Într-o instanță spune, Domnul, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune. Darurile sunt bune, dar noi tot răi suntem. Tu când ai dat un dar bun unui om, Domnul spune, tu ești și rău. Tu ești și un om rău care ai dat un dar bun. Darul e bun, dar tu tot rău ești. Asta a spus Domnul Iisus Hristos foarte clar despre toți oamenii. Voi care sunteți răi, unul singur este bun, Dumnezeu. Niciunul dintre noi în dimineața aceasta nu putem să spunem, domnule, eu mă mai scap așa și mai spun anumite vorbe care n-ar trebui să spun, dar în rest sunt băiat bun. Nu ești. Nu ești. Domnule, eu câteodată așa mai scap mâna prin buzunar la altul, dar în rest sunt băiat bun. Nu ești. Eu câteodată așa mai spun câte o minciună, mai scap câte o minciună. Mai la școală mi-am uitat caietul, nu mi-am făcut tema, mama m-a trimis la cumpărături sau ce știu eu ce povești. Am câteodată mai spun câte o chestie, dar în rest sunt un om bun. Nu ești. Nu ești. Biblia nu face divorțul acesta între ceea ce suntem noi și între ceea ce facem noi. Între caracterul nostru și comportamentul nostru. Cum e comportamentul tău, așa e caracterul tău. Nu ne-ar place să spunem, domnule, comportamentul meu e puțin defect, dar eu în sinea mea sunt băiat bun. Eu în sinea mea sunt om bun. Nu ești. Biblia nu spune că suntem. Biblia spune tocmai asta e problema noastră. Problema noastră, frate și soră, problema noastră nu este în exteriorul nostru. Că așa m-a luat valul și am făcut ceva. Nu, problema noastră este în interiorul nostru. Asta spune Biblia. Voi erați morți. Domnul Iisus Hristos spunea poate foarte clar lucrul acesta în Matei 12. La un moment dat când vorbea cu fariseii și oamenii aceștia au păcătuit, hulind împotriva Duhului Sfânt, spune Domnul așa, auziți, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Sunteți răi. De ce spuneau ei lucruri rele? De ce vorbeau lucruri rele? Că erau răi. Auziți ce spune Biblia? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Știți care este? Evanghelismul a intrat așa mi se pare mie că a intrat într-o deviație din aceasta doctrinară și ajungem să ne așteptăm de la oameni numai să schimbe comportamentul exterior. Ce spunem noi la un om care vine să se pocăiască? Dacă e fată și n-a fost destrăbălată, bine, trebuie să lase destrăbălările ei, da? Să nu mai umble prin discoteci, să-și pună fustă, să-și pună batic, să vină la biserică, să se roage și așa mai departe. Dacă e bărbat, iar să nu mai curvească, să nu mai bea, să nu mai fumeze. Toate lucrurile astea nu sunt rele, numai că se leagă de exteriorul nostru. Și ce face Dumnezeu în mântuire? Dumnezeu schimbă inimile noastre. Dumnezeu vrea să modifice caracterul nostru și asta nu poate să facă niciun om. Asta nici o ideologie, nici o filozofie, nici o teorie, nimeni nu a putut. Comunismul a încercat să facă. Omul nou! N-a fost niciun om nou. Dumneavoastră știți că n-a fost niciun om nou. N-a fost niciun fel de om nou. N-a fost. Și de când e lumea asta, oamenii tot încearcă. Istoria ne învață. Știți ce ne învață în istoria? Că oamenii nu învață nimica din istorie.
De când e lumea asta, oamenii tot încearcă altă idee, altă filozofie, altă teorie, pragmatice, nepragmatice, încearcă omul în fel și chip să facă omul bun, să facă omul nou. Nu vor face omul nou. Este unul singur care face omul nou, Domnul Iisus Hristos. Pentru că știți de ce? Domnul Iisus nu vine să lucreze la comportamentul nostru exterior. Vine să lucreze la inima noastră. Vine să lucreze la inima noastră. Și Domnul a spus foarte clar, din inimile voastre ies uciderile, curviile, preacurviile, furtișagurile, hulele, vorbele. De unde ies? Cu alte cuvinte, când mă... Vedeți? E foarte important asta și în creșterea copiilor. Îi spui copilului, domnule, de ce ai vorbit așa? Mai auzi pe mine vorbind așa? Tata. Păi nu te auzi pe tine vorbind. Nu mai vorbi așa. Problema nu e că a vorbit așa. Problema nu e că are invidie în inimă care îl face să vorbească așa. Problema este că are gelozie în inimă care îl face să vorbească așa. Problema este că are o inimă rea care îl face să vorbească așa. Comportamentul lui este legat de caracterul lui. Noi nu încercăm să modificăm, ascultați-mă toți care suntem aici, noi nu încercăm să modificăm comportamentul oamenilor. Noi vrem să-i aducem pe oameni la Hristos ca Hristos să le modifice inima lor, să le schimbe viața lor, să le schimbe inima lor, centrul ființelor și atunci o să schimbe și comportamentul. Reformarea morală din exterior se întâmplă doar dacă există o regenerare a inimilor. O naștere din nou a inimilor. Asta arată cuvântul lui Dumnezeu și în locul acesta. Apoi ne arată Scriptura care sunt conducătorii morților spirituali. Ca să spunem, voi erați morți spiritual. Cine sunt conducătorilor? Sunt trei conducători care arată Scriptura în locul acesta. Trei promotori, trei factori care influențează, care pompează moarte spirituală într-un om care e mort spiritual. Auziți ce spune? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară și spune așa, primul, după mersul lumii acestea, lumea. Lumea e primul factor care influențează și care continuă și promovează și progresează moartea spirituală din noi. Lumea. Doi, Domnul puterii văzduhului. Trei, spune aici, când trăiam în poftile firii noastre pământești. Și trei factori care conduc și care promovează moartea spirituală. Lumea, firea și diavolul. Și acum vreau să vă fac un test simplu. Și toți tinerii care se joacă cu telefoane pe la balcon vreau să mă asculte. Vreau să vă fac un test foarte simplu. Cum știi că ești mort spiritual? Cum știu? Eu sunt mort spiritual. Cum știu? Sau sunt viu spiritual? Cum știu? Simplu. E foarte simplu. Lumea. Auziți lumea că totdeauna spune în felul ăsta, domnule. Așa face toată lumea. Ăla e mort spiritual. Scurpe doi. El, standardul pentru trăirea lui e lumea. Dacă lumea a făcut așa, fac și eu. Dacă lumea nu mai face așa, nu mai fac nici eu. Lumea. Ești la școală. Dacă primul instinct într-o situație este să faci ce-a făcut turma, lumea, moarte spirituală. Tu nu ai identitatea ta în Hristos. Tu nu ești unic așa cum Dumnezeu te-a făcut să fii. Tu tot te ghidezi după ce face lumea. Uitați-vă la lumea în care trăim. Da? Scriptura nu se referă neapărat la oameni, ci se referă la sistemul acesta de gândire lumesc, de trăire lumesc. Uitați-vă la oameni. Dacă unul schimbă țigla, vecinul și-o schimbă și el. Și-și pune o leacă una puțin mai scumpă. Sau să duce și caută unul mai ieftin, dar să dea senzație că e mai scumpă ca lui. Chiar dacă nu trebuie să o schimbe. Chiar dacă nu trebuie. Domnule, trebuie să-și facă și el. De ce? Bă, toată lumea are așa. Dacă tot satul a făcut așa, domnule, trebuie să am și eu. Rămân eu așa singur aici, prost, să uite lumea la mine că eu nu mi-am făcut. Dacă oamenii și-au luat o mașină, îmi iau și eu un hârb, îmi fac ceva. Mă, și nu mănânc 2 ani de zile sau mănânc roșcove. Domnule, dar îmi iau și eu o mașină, să arăt și eu ca toți oamenii. Toți vecinii mei au mașini, eu aici calicul, care n-am mașină. Nu mănânc, nu mai dorm, nu dorm pe sub șanță, pe unde dorm, dar mi-au și eu o mașină. Să arăt lumii că am și eu, domnule, chiar dacă n-am nevoie de ea. Nu-mi trebuie, ce să fac, mă duc cu ea până în stradă și înapoi. Chiar dacă n-am nevoie, mi-au și eu. De ce? Că lumea și-o luat. Și lucrul ăsta se aplică și în special la lucrurile negative, imorale din viață. De ce fac oamenii multe lucruri rele? Fac în primul rând că străi, dar apoi fac fiindcă lumea face. Așa face toată lumea. Așa face toată lumea. Asta e moarte spirituală, să te ghidezi după lume. E moarte spirituală, al doilea test este acesta. Dacă te ghidezi, zice Scriptura aici, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. M-am întâlnit recent cu cineva care mi-a zis exact așa. Bă, câți ani ai? Și am spus câți ani am. Zice, mă, tu ești prost. Și păi de ce? Zice, băi, ești tânăr, ți-ai dat cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Pentru lucrurile astea religioase, pentru Dumnezeu, pentru... Bă, poate este o vreme, dar nu e acum. Deci nu e acum, în tinerețe. Trebuie să-ți trăiești tinerețea, asta spune lumea. Trebuie să-ți trăiești tinerețea. Trebuie să fii liber. Trebuie să fii liber. Și așa gândesc tinerii. Dom'le, dacă mă pocăiesc, nu mai sunt liber. Nu mai pot să fac aia, 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 nu mai pot să... Nu mai sunt liber. Știți care este problema? Scriptura spune cu totul altceva. Scriptura spune cu totul altceva. Nu ești liber deloc. Și mulți oameni care spun în felul acesta și au spunând în felul ăsta, eu îți spun așa, ia-ți o lună de zile și demonstrează că poți să trăiești cum spune Biblia să trăiești. Și atunci îți demonstrezi tu ție însuți că nu ești liber.
tu care spune, eu sunt liber să fac ce vreau eu, dar ești liber să faci ce vrei tu, uite, te chem la pocăință, la mântuire. Trăiești o lună de zile așa cum Dumnezeu îți cere. Să faci că ești liber. Pot oamenii să trăiască? Unde e libertatea? De fapt, unde e libertatea? Vezi oamenii flutură, eu sunt liber, trăiește-ți viața, trăiește-ți tinerețea, Doamne, o viață ai, o tinerețe ai, câțiva ani de zile, când ești în putere, trăiește-o. Ei nu sunt liberi, surobi. Și surobii diavolului și nu-și dau seama de lucrul acesta. Asta spune Scriptura, trăiesc după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Și n-aș vrea să vă supărați niciunul pe mine. Dar cei care, nu, care sunteți în locul acesta și nu sunteți mântuiți, sunteți conduși de diavolul. Nu vă supărați pe mine, asta spune Biblia. Dacă mă acuzați, vreți să mă dați în judecată, faceți ce vreți dumneavoastră, asta spune Biblia. Eu spun ce spune Biblia. Sunteți conduși de diavolul. Scriptura spune în 1 Ioan, toată lumea zace în cel rău. Asta spune Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos spunea conducătorii vremilor de atunci, oamenii care stăteau cu Biblia în mână și veneau și predicau altora, spunea, voi aveți de tată pe diavolul. De ce aveau de tată pe diavolul? Că făceau exact ce le spunea diavolul să facă. Când comportamentul tău este trăire în păcat și nu este conform cu voia lui Dumnezeu, ești condus de diavol. Scurt pe doi. Vă spun, dar m-am botezat. Nu mă interesează că te-ai botezat. Foarte rău ai făcut, te-ai botezat în timp ce diavolul e tata tău. Foarte rău ai făcut lucrul ăsta. Dar eu vin la biserică. Foarte bine că vii la biserică. Dar diavolul e tata tău. Dar eu mă rog câteodată. Foarte bine că te rogi, dar diavolul tot e tata tău. Dacă tu faci faptele tatălui tău. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. A făcut un test foarte simplu conducătorilor religioși. Și acum vă spun, nu e ușor să conduci. Gândiți-vă că mă ajut eu la o comunitate, baptistă, pentecostală, ce vreți dumneavoastră. Și toți păstorii sau prezbiterii acolo spune, voi aveți de tată pe diavolul. Care credeți că ar fi reacția? Nu m-ar primi, nu m-ar felicita nimeni de acolo. Zic, da, bă, bine ai spus despre noi. Sunt de acord cu tine, nu? Dar Domnul face o ecuație simplă. Zice, voi aveți de tată pe diavol? De ce? Că faceți faptele lui. Scurt. Că faceți faptele lui. Când trăiești contrar voii lui Dumnezeu, atunci îl ai de tată pe diavol. Asta spune Scriptura. Zice, trăiam după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum, ascultați, în fiii neascultării. În fiii neascultării. Când nu asculți. Scurt. Când nu asculți de Dumnezeu și de voia lui și nici nu vrei și nici nu-ți place, diavolul este tatăl tău. Dumnezeu vrea să te scape din starea asta. În dimineața asta vrea Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Apoi, al treilea test este acesta, firea. Și aici e mai ușor lucrurile de înțeles. Zice, între ei eram și noi toți odinioare când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Sunt trei termeni iarăși care vreau să-i aveți în minte acum. Pofte, voi și gânduri. Ăsta este sufletul omului. Omul are sentimente, are niște dorințe, omul are voință și omul are gândire. Și Scriptura spune în locul ăsta că toate acestea sunt afectate de păcat. Cum puteți să vă dați seama dumneavoastră că eu sunt mort spiritual, că dumneavoastră sunteți mort spiritual sau că cei din jur sunt mort spiritual? Vă spun, cuvintele care le spun oamenii, cuvintele, Domnul spunea la un moment dat și n-a spus degeaba, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Oamenii spun în felul următor, da? Luăm ăștia trei termeni, da? Voi, pofte, voie și gânduri. Oamenii spun în felul următor. Unii oameni zic, domnule, am făcut cum am simțit. Dar el spune că a făcut cum am simțit, ca și cum asta ar fi idealul, să faci ce simți. Melodiile pe care le asculți, pe care le fac starurile astăzi, domnule, fă ce simți. Cum simți? Cum te îndeamnă pe tine? Cum sentimentul ăla pe care îl simți tu în tine? Biblia spune, foarte rău dacă faci ce simți. Tu ar trebui să faci voia lui Dumnezeu, nu ce simți. Că noi simțim de foarte multe ori rău. De ce? Că e firea pământească acolo. Cel mai mare dușman al nostru nu este diavolul. Ascultați-mă, cel mai mare dușman al omului nu este diavolul. Cel mai mare dușman al nostru nu este lumea. Că de multe ori ne scuzăm cu lumea, spunem, de ce ai făcut? Bă, așa au făcut lumea, m-a luat valo și pe mine, toți au făcut așa, am făcut și eu. Nu ăștia sunt cei mai mari dușmani. Știți care e cel mai mare dușman? Cel mai mare dușman e aici. Cel mai mare dușman al meu, așa mi se pare câteodată, nu? Cine? Nevasta. Ai, că ți-o spus, că ți-o făcut, că nu știu ce. Nu e ea. Tu ești cel mai mare dușman. Du-te în oglindă și ai să vezi cel mai mare dușman. Ăla ești tu, dar nu cheamă pe nimeni lângă tine. Ăla ești tu cel mai mare dușman. Este în inima ta, fiecare dintre noi. Sufletul nostru este ca o cetate în care nu poate intra nimeni. Decât aia pe care le lăsăm noi să intre acolo. Problema, știți care este? Că avem un trădător acolo. Avem o Iuda. Și Iuda aceea e firea pământească. Firea pământească. Oamenii asta spun, doamne, fă ce simți. Adică fă-ți poftele. Fă așa cum te îndeamnă pe tine inima. Domnul spune foarte clar, nu te încrede în inima ta. Inima este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Nu te încrede în inima ta. Domnul vrea să ne schimbe inima. Domnul vrea să ne schimbe inima. Apoi spune Scriptura că oamenii aceștia fac voile firii pământești. Ascultați copiii, de când îți mici, spune, o făcut ochii, de ce ai făcut? Așa vreau eu. Așa vrea el, așa este, așa vrea el. Așa vrea firea lui, așa îi dictează firea lui. El vrea să facă ce vrea el. Ce se întâmplă în momentul mântuirii? Nu mai faci ce vrei tu. Faci ce vrea Domnul.
Există o altă voie care îți conduce viața. Așa e moartea spirituală dovedită foarte clar. Dom'le, când ești născut din nou, nu mai vrei să faci voia ta. Tu simți că firea are și ea dorințele ei. Tu simți că firea are și ea poftele ei, are și ea sentimentele ei, are și ea voile ei. Dar în același timp, vezi că este o luptă în tine. Și voia lui Dumnezeu care primează și Dumnezeu spune, ăsta e standardul tău, nu este voia ta? Și apoi spune Scriptura că făceam ceea ce voia și făceau voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Ale gândurilor noastre. De ce fac oamenii ce fac? Așa am crezut eu. Eu așa cred că trebuie. Dacă tu crezi așa, e pentru tine, eu așa cred. Iarăși, Scriptura nu ne cere să facem gândurile noastre. Și iarăși, Scriptura, Dumnezeu folosește imaginea aceasta și spune că de departe-s cerurile de pământ, așa de departe-s gândurile voastre de gândurile mele. Mare distanță! Ascultați-mă, niciodată trăim într-o societate în care oamenii îndeamnă să-ți înveți copilul să se încreadă în el însuși, să se descurce singur, să gândească singur, să trăiască singur, să ia decizii singuri. Dumnezeu niciodată nu promovează așa ceva în Sfânta Scriptură. Niciodată Dumnezeu nu zice, coboară-te în tine însuși, uită-te la inima ta, ce spune voia ta, ce spun gândurile tale, ce sentimentele tale și aia fă. Niciodată Dumnezeu. Dumnezeu din contră spune, nu mai fă ce spui tu. Nu mai fă cum gândești tu, nu mai fă ce simți tu, nu mai fă cum vrei tu. Este un alt standard pentru tine, asta înseamnă să ieși din moarte spirituală. E un alt standard de acțiune, de decizie pentru tine. Nu voia ta, nu gândurile tale, nu sentimentele tale. Dacă astăzi ești în locul acesta și spui eu fac ce vreau, fac ce simt și fac cum gândesc eu și nimeni nu-mi dictează mie viața, că eu sunt liber. Ești rob, ești rob lumii, ești rob diavolului și rob firii pământesc, ești mort spiritual. Ești mort spiritual. Poate nu spui asta cu glas tare. Spui eu, am scăpat. Eu n-am spus niciodată așa cu glas tare. Nu contează dacă ai spus cu glas tare. Contează ce faci în realitate. Spui eu fac ce spune Dumnezeu și faci cum vrei tu. Eu fac cum gândesc. Gândurile Dumnezeu sunt prioritare pentru mine și numai gândurile tale sunt viața ta. Eu fac ceea ce îi place lui Dumnezeu și numai sentimentele tale sunt acolo. Am făcut ce am simțit. Așa a fost pe moment, așa am simțit. Tu nu mai trebuie să faci ce simți pe moment. Tu trebuie să-ți faci ce spune Dumnezeu în momentul acela. Asta spune Sfânta Scriptură. Ăștia sunt conducătorii morții spirituale. Lumea, firea și diavolul. Și mai spune Scriptura ceva despre moartea spirituală. Versetul 3 spune așa. Și eram din fire copii ai mâniei. Toți ne naștem în felul acesta. Ei, psalmul ăsta care îl învățam chiar la școală, îl învățam la ora de religie. În păcat m-a zămislit mama mea. În păcat și în nelegiuire m-a zămislit mama mea. Acolo m-a născut. Fiecare dintre noi spune, eram din fire. Dom'le, așa suntem noi. Așa ne naștem noi. În păcat. Așa ne naștem noi în păcat. Când îți dai seama că cineva s-a născut în păcat? Știți cam când mi-am dat eu seama? Am și un copilaș micuț. Știți când mi-am dat seama că s-a născut în păcat? Pe la două luni mi-am dat seama. El s-a născut în păcat chiar de când s-a născut. Dar știți cum mi-am dat seama? La două luni îi cunoșteam plânsul de foame, îi cunoșteam plânsul de durere, îi cunoșteam chițăitul ăla de plictiseală. Începea să plângă de plictiseală, să plictisea, vrea să vină cineva să stea cu el acolo. Și la două luni de zile o mai inventat el un plâns. Plânsul de nervi. Era un plâns diferit de toate felurile alealte de plâns. Dacă era plâns de plictiseală și îl luam în brațe și mă jucam cu el, îi trecea. Dacă era plâns de durere și îl luam în brațe, nu-i trecea. Că trebuia să-i dau ceva, de colevize, nu știu ce. Nu-i trecea, domnule, că avea altă durere. Nu, când ții în brațe, nu-i trece la copil boala. Dacă la plânsul de nervi, știți cum se rezolva? Deci, domnule, poate are ceva, poate îl doare, poate nu știu ce. Și cum puneai mâna pe el, instant se oprea. Știa că îl ridici în brațe. Și dacă stăteai toată ziua cu el în brațe, n-avea nicio problemă. Când îl puneai jos, se îmbolnăvea. Plânsul de nervi, îți dai seama? Și zvâcniri. Și simți sunetul care îl scoate și felul în care scoate sunetele, e altceva, e diferit. Se manifestă, e nervos. După aia mai trece o lună, zvâcnește, dă cu piciorul, dă cu mâna, se uită la tine urât, e nervos. Ne-am născut în păcat. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim eliberați de acolo. Cel mai tragic lucru, știți care este? Cel mai tragic lucru este atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Știți ce spune în textul acesta? În final zice versetul 3, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. S-a citit în dimineața aceasta, s-a pomenit din Ioan capitolul 3, unde Scriptura spune în felul următor. Poate e un cuvânt pe care nu l-am înțeles de mult timp. Auziți ce spune aici? Zice așa. Versetul 18. Oricine crede în Hristos, în El, nu este judecat.
Dar cine nu crede, o să fie judecat. Suntem în locul acesta aici. Cine este mântuit nu este judecat. Cine nu este mântuit deja se află sub condamnarea lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Ești copil al mâniei lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă a noastră pe pământul ăsta nu sunt necazurile. Cele mai mari probleme nu sunt bolile. Cele mai mari probleme ale noastre, cea mai mare problemă nu este nici măcar păcatul. Cea mai mare problemă este că am păcătuit și Dumnezeu este mânios pe noi. Vi-l imaginați în vremea în care noi trebuie să predicăm un Dumnezeu al dragostei, al bunătății, al îndurării, al harului? Așa este Dumnezeu. Dar Dumnezeu este și un Dumnezeu al dreptății și al sfințenii și felul în care tu ești. Și felul în care tu ești îl face pe Dumnezeu mânios. Vi-l imaginați pe Dumnezeu mânios? Dumnezeu este așa. Noi spunem că Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul. Asta nu o găsiți în Biblie. Căutați, a spus-o Gandhi. Asta e în budism, în alte, alte filozofii, dar asta nu este în Biblie. Citiți psalmii. Tu urăști pe cei ce fac nelegiuirea. Și psalmiștii, prorocii repetă lucrul acesta. Dumnezeu își revarsă mânia împotriva oamenilor, nu a faptelor lor. Dumnezeu nu trimite în iad faptele oamenilor. Dumnezeu îi trimite în iad pe oameni. De ce? Că Dumnezeu are o problemă cu omul care a făcut lucrul acela. Dumnezeu are o problemă cu omul care este păcătos, nu doar cu faptele lui. Noi suntem răi. Inima noastră este rea, așa suntem născuți. În construcția noastră așa suntem și Dumnezeu vrea să schimbe construcția aceasta. Astăzi, dacă ești mort spiritual și te afli sub condamnarea lui Dumnezeu, așa te-ai născut. Dumnezeu vrea să-ți dea eliberare, Dumnezeu vrea să-ți dea viață veșnică, Dumnezeu vrea să-ți dea mântuire. Ce înseamnă asta? Versetul 4 se schimbă foarte frumos macazul și spune așa: dar. Este un cuvânt micuț în limba română, dar care face toată diferența. Dar. Și aș vrea să vă întreb, aveți un dar în viața dumneavoastră? Ei au un dar, ei asta spun astăzi. Dom'le, în viața mea există un dar, o schimbare, un moment de cotitură. A mers în direcția aceea și după ce ai spus cuvântul ăsta trebuie să spui altceva. Dar! Și vreau să te întreb în dimineața aceasta în cel mai sincer mod, poți să spui dar? Dom'le, am fost și eu, rău am fost și eu, am trăit după mersul lumii acestea, am făcut ce-o vrut firea mea pământească, ce am gândit eu, ce am vrut eu, ce am simțit eu, am mers-o, cum a mers toată lumea? Și diavolul a fost tata meu. Dar, ăsta trebuie să fie un cuvânt de cercetare pentru fiecare dintre noi în dimineața asta. Există un dar în viața ta, poți să spui tu cu privire la viața ta, dar? Nu, dom'le, am fost rău, dar acum sunt mai rău. Nu un dar din ăla. Am fost rău, am făcut ce am vrut eu, am făcut cum am gândit eu, cum am simțit eu și m-a condus diavolul și am înțeles lucrul ăsta, dar într-o zi s-a schimbat ceva. Dar într-o zi s-a schimbat ceva. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. În ziua aceea în care s-a schimbat ceva, nu tu ai schimbat. Uitați cum spune Biblia. Dar, foarte frumos, ăsta este creștinismul. Noi zicem, ziua în care am încheiat cu Dumnezeu un legământ în apa botezului. Eu am încheiat cu un legământ. Eu! Ziua în care l-am primit pe Domnul în viața mea. Ziua în care Domnul a intrat în viața mea. Ziua în care eu nu știu ce am făcut eu ca Dumnezeu să vină. Nu așa încep lucrurile. Nu așa încep lucrurile. Dumnezeu a făcut. Avem prostiuța asta. Poate a spus-o și dumneavoastră. Nu știu dacă am spus-o și eu. Poate am spus-o, dar trebuie să renunțăm definitiv la ea. Spune noi, dacă faci un pas către Dumnezeu, cât face Dumnezeu, spune noi? Cum spune lumea? Așa spune lumea. Când tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face doi spre tine. Mare prostie. Dumnezeu deja a făcut mulți pași spre noi. Noi nici nu existam măcar când Dumnezeu a început să facă pași spre noi. Noi nici nu existam. Când Hristos a murit pentru păcatele noastre, noi nu eram niciunul dintre noi. Dumnezeu avea în vedere viața noastră păcătoasă și l-a dat pe Hristos pentru viața noastră, ca să ne răscupere, să ne elibereze. N-am făcut noi niciun pas către El. Dumnezeu a făcut mulți pași. Dumnezeu a făcut mulți pași. La cincizecime, când s-a predicat prima predică, da, în biserica creștină, când s-a predicat acea predică, spune Scriptura în felul următor, au rămas străpunși în inimă și au întrebat ce să facem. Noi spunem, vezi, păi ei au făcut, că au zis ce să facem. Dar de ce au întrebat ei ce să facem? Că Dumnezeu i-a străpuns în inimă. A fost lucrarea lui Dumnezeu și înainte să fie străpunși în inimă, din veșnicie spune, Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. Dumnezeu ne-a avut în planul lui din veșnicie, în mintea lui, în inima lui din veșnicie ne-a avut Dumnezeu. Și a vrut și vrea Dumnezeu să ne mântuiască. Și vrea Dumnezeu să ne mântuiască. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, de ce Dumnezeu ne mântuie? Ce poate, oare ce o să spună ei? Acum eu le spun înainte, i-a ajut puțin la mărturie. Că poate zic că dar într-o zi, domnule, m-am lăsat de păcatele mele. Nu te-ai lăsat tu. Dumnezeu, asta spune Biblia, Dumnezeu, nu tu. Dumnezeu. Sau poate să spun altceva. Dar Dumnezeu a făcut, dar fiindcă a văzut că eram așa băiat bun și am zis că, băi, hai să profit și eu de harul lui Dumnezeu. Nu, nici asta nu-i. Zice, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Ăsta este motivul. Motivul este că Dumnezeu s-a uitat la tine, un păcătos, asta nu pot să înțeleg. Dar nici nu trebuie.
Dumnezeu s-a uitat la tine, un păcătos nenorocit, care mizerabil, care te ducea în fundul iadului, Dumnezeu s-a uitat la tine și te-a iubit. Dumnezeu s-a uitat la tine și a avut îndurare pentru tine. Îndurare este când vezi un om necăjit, când vezi un om lovit, când vezi un om horopsit, când vezi un om lovit, cum zicem noi așa, de viață, și te duci și faci ceva pentru el, să ridici de acolo. Așa este Dumnezeu. Fiecare dintre noi eram ca niște cerșetori spirituali, ca niște vagabonzi spirituali, fugind de Dumnezeu care vrea să ne binecuvânteze și să ne mântuiască. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, în ciuda faptului că fiecare dintre noi ne-am răzvrătit împotriva lui și am fugit de el și nu l-am dorit pe el și am vrut să trăim cum ne taie pe noi capul și cum simțim noi și cum gândim noi și cum vrem noi împreună cu restul lumii, sub stăpânirea diavolului care este dușmanul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a venit pe urmele noastre și ne-a convins cu dragostea lui, ne-a convins cu îndurarea lui. Niciunul dintre ei, eu sper că nu se pocăiesc astăzi de frica iadului. Că dacă se pocăiesc de frica iadului, le spun și eu cum le-a spus Ioan Botezătorul. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Noi nu ne pocăim de frica iadului, noi ne pocăim fiindcă Dumnezeu, spune aici, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Care e dragostea aia mare? Care e dragostea aia mare? Nu știu, dragostea mare. Care e dragostea aia mare? Dragostea mare este următoarea. Credeți dumneavoastră că dacă vreunul dintre dumneavoastră ar trebui să fiți pedepsiți cu moarte pentru o faptă. Credeți că eu mi-aș da pe fiul meu pentru dumneavoastră? Să vă luați gândul la asta. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Să vă duceți liniștiți. Deci în clipa în care ai murit, mă simt așa, ușurat. Domnule, cum l-a luat pe-a meu. Nici vorbă de așa ceva. Care dintre dumneavoastră v-ați da fiul pentru care ați muncit, pentru care ați suferit, pentru care ați lucrat, pentru care, în care v-ați pus poate speranță? Care vi l-ați da pentru celălalt? Spuneți, care? Niciunul nu l-am dat. Înțelegeți dragostea cea mare cu care ne-a iubit Dumnezeu? A avut un singur fiu. A fost fără păcat. N-a meritat. Noi de multe ori trecem prin anumite situații și zicem, oare Dumnezeu știe prin ce trec? Habar nu ai tu că știe Dumnezeu. Oare Dumnezeu știe ce înseamnă moartea? Cum să nu știe? Că fiul lui era acolo. Cum să nu știe Dumnezeu? Oare Dumnezeu știe necazul prin care eu trec? Știe mai mult? Niciunul dintre noi, chiar dacă am gustat un iad pe pământul ăsta, habar nu avem ce a trăit Dumnezeu când fiul lui a murit pe crucea Golgotei. Habar nu avem. Dumnezeu știe maximul de suferință. Dumnezeu a experimentat lucrul ăsta. Dumnezeu a trăit lucrul ăsta. Niciodată în viața asta nu trebuie să ridicăm pumnul spre Dumnezeu. Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Niciodată. Dumnezeu a trecut prin mai greu decât ai trecut tu. Noi nu putem înțelege tot misterul ăsta a lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Tot ceea ce a fost în inima lui Dumnezeu. Dar un lucru este clar, că dragostea lui Dumnezeu a fost așa mare. Mare a fost dragostea lui Dumnezeu. Cum poți să privești în dimineața aceasta la jertfa lui Hristos? La mântuirea lui Hristos? La dragostea cea mare a Domnului Iisus Hristos? La bogăția asta de îndurare a lui Dumnezeu? Că Dumnezeu vine pe urmele tale și te cheamă la mântuire. Spune Scriptura așa. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Ascultați-mă, în momentul în care ești mântuit, ești sigur, viața ta este sigură. Zice că ne-a pus în locurile cerești. Acum noi ne uităm și suntem cât se poate pe pământ. Da? Aici e podea, da? Suntem pe pământ, nu suntem în cer. Și totuși Scriptura spune că ne-a pus în locurile cerești în Hristos Iisus. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a securizat pentru veșnicie. Cine poate să intre în Domnul Iisus Hristos și să se scoată de acolo? Cine? Spuneți, în cine poate să facă lucrul acesta? Uitați ce spune Apostolul Pavel foarte clar. În Romani, capitolul 8, când vorbește despre dragostea aceasta mare a lui Dumnezeu, despre care am vorbit și noi acum, da? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine? Necazul, strâmtorarea, prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă futură, nici ce mai vreți dumneavoastră, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Asta e siguranța care Dumnezeu ți-o dă. Nimeni nu vine după tine. Ascultați-mă, dacă iadul împreună cu diavolul în frunte ar veni după sufletul tău sau după sufletul lor, dacă tot s-ar duce să-l sfarme, să-l termine, să-l bage în iad, n-ar putea. Pentru că spune Biblia, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Cine se duce să te scoată de acolo? Cine se duce să te scoată de acolo? Diavolul nu poate să pună mâna pe tine decât cât Dumnezeu îi dă voie, ca să te treacă printr-o încercare, ca să te formeze, ca să lucreze în tine caracter. În rest, nimic. Dacă tot universul ăsta, ascultați-mă, tot universul ăsta, care noi nu putem să-l înțelegem, că e vast, e imens, dacă s-ar face pulbere într-o secundă, ce s-ar întâmpla cu tine? Care ești unul ăsta mic pe pământ, ce s-ar întâmpla cu tine? Ai fi în Dumnezeu în continuare, în Hristos. Asta s-ar întâmpla cu tine, fii în siguranță. Ai fi siguran. Dacă ar veni acum al treilea război mondial, ce-am face noi, pocăiți? Dacă ar veni iar comunismul, ce-am face? Îl lăsăm, fugim, lăsăm, ne lepădăm. Ce-am face? N-am face nimica.
Am stat în continuare unde suntem în Hristos. Suntem securizați acolo. Asta este lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu, care Dumnezeu o face noi. Indiferent ce s-ar întâmpla, lucruri fizice, lucrurile temporare, lucrurile exterioare sau lucruri spirituale, indiferent, noi suntem securizați în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem securizați în Domnul Iisus Hristos. De ce? De ce a făcut Dumnezeu lucrarea asta? Versetul 7 spune așa: ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Noi zicem: Doamne, Dumnezeu m-a mântuit. De ce? Ca să mă duc și eu în cer. Și ai impresia că mântuirea e despre tine. Eu m-am mântuit Dumnezeu. Ce important am fost eu pentru Dumnezeu? Ai fost important pentru Dumnezeu, dar vreau să spun ceva. Uite ce spune Biblia. De ce te-a mântuit Dumnezeu? Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. O veșnicie întreagă, tot cerul, o veșnicie întreagă, tot cerul va proclama, va lăuda și va celebra mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Vom fi o priveliște pentru toată veșnicia. De ce? Vom fi, cum s-a spus, rodul acela a muncii sufletului său, a Domnului Iisus Hristos. În acea sărbătoare imensă, cu acea mulțime pe care nu poate număra nimeni, noi, răscumpărații lui Dumnezeu, vom fi o priveliște, pentru că suntem cei în care Dumnezeu și-a arătat lucrarea de mântuire. Noi suntem dovada, noi suntem pecetea, noi suntem rezultatul lucrării lui Hristos. O veșnicie întreagă vom lăuda pe Mântuitorul nostru, pe răscumpărătorul nostru. Vom fi o priveliște. Mântuirea trece dincolo de aspectul ăsta personal. Eu sunt mântuit, eu merg în cer, eu am scăpat de ea. Merge dincolo de asta. Mântuirea are un rol mondial, global, în tot universul. Toate domniile și stăpânile spun că se uită astăzi în biserică să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, arătată prin Evanghelie, prin mântuirea Domnului Iisus Hristos. Versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți. Ce înseamnă harul? Și ce înseamnă harul? Harul înseamnă un fiu care tata îl pune să facă ceva, îi spune: mă, uite, îți dau 10 lei dacă te duci să sapi 2 metri. El se duce și nu sapă nimica. Și nu doar că sapă, ia hârlețul nervos și îl rupe în două, îl face bucățele și îl pune lui tata pe prag. Și ce înseamnă harul? Tata ia coada de la alt hârleț și se duce după el. Nu asta e harul. Asta e pedeapsa. Știi ce înseamnă harul? Harul înseamnă tata se duce la el și spune: n-ai făcut bine ce ai făcut. Cât ți-am spus că îți dau? 10 lei. O să-ți dau 100 de mii de euro. Eu te iubesc, eu nu vreau să te comport așa. Eu nu vreau să fii așa. Acum știți care va fi reacția fiului? Reacția fiului, aici e o imagine așa a mântuirii. Reacția fiului va fi: bă, ce tate, mă duc să mai rup un hârlez, poate mai dă 100 de mii. Nu, reacția fiului spune: mă, ce tată am. Ce răzvrătit, ce rebel am fost, ce rușine mi-e de mine. Cum am putut să fac lucrul ăsta? Tata avea din gând să-mi dea lucrul ăsta. Uite ce am făcut față de el. Și va începe să comporte ca un fiu adevărat. Asta va face fiul. Asta se întâmplă în mântuire. Nu te duci să-ți bagi joc de harul lui Dumnezeu care Dumnezeu ți l-a dat. Ești un alt om, ești transformat, ești un alt om. Și Dumnezeu îți dă puterea să fii un alt om. Ăsta este harul. Ceva nu doar că n-ai meritat, ci ai făcut ceva opusul la ceea ce ai meritat. Și Dumnezeu totuși, mare în bunătate, mare în îndurare, mare în dragostea Lui, asta a făcut pentru fiecare dintre noi. Asta a făcut pentru Hristos n-a murit pentru oameni sfinți. Hristos n-a murit, poate ești în dimineața și spui: eu sunt prea păcătos. Nu, Hristos n-a murit pentru aia sfinți. Hristos a murit pentru aia păcătoși. Hristos a spus clar: n-a venit pentru aia neprihăniți, aia care se văd mari și înalți. Eu n-am nevoie de Domnul Iisus Hristos, pentru tine n-a venit Hristos, dacă ești mare și deștept și n-ai nevoie de El și ești sfânt. Hristos a venit pentru aceia care sunt mociri la păcatul lui. Hristos a venit pentru aceia cărora le este rușine să spună ce au făcut. Hristos a venit pentru aceia cărora le este frică să spună ce au făcut. Hristos a venit pentru aceia la care le este greață să spună ce au făcut. Le este scârbă de viața lor și nu vor să spună la nimeni. Pentru ei a venit Hristos. Pe ei vrea să mântuiască Domnul Iisus Hristos. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Poate în dimineața asta spui: eu cred în Domnul Iisus Hristos. Nici aia nu vine de la tine. Spune Biblia: prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu poți să te duci înaintea lui Dumnezeu și spui: măcar am credință. Bă, atâta pot să spun și eu lui Dumnezeu. Eu am crezut în El. Și Dumnezeu spune: good news, am o veste bună pentru tine. Eu ți-am dat credința. Eu ți-am dat credință. De ce n-ai crezut până la momentul ăla? De ce ai crezut exact atunci? De ce? E un singur răspuns, că Dumnezeu ți-a dat credința. Atunci ți-a dat-o Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce e darul lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu nu ne lasă să avem și noi puțin? Frați și surori, trăim în România înconjurați de religiile tradiționale care propovăduiesc: domnule, măcar și tu puțin să pui așa umărul la mântuire. Am mers odată pe mașină și mie îmi place să evanghelizez pe mașină și am discutat cu o învățătoare, femeie foarte deșteaptă. Și o întreb: Doamne, cum putem fi mântuiți?
Păi zice, prin fapte bune. Dacă ai făcut fapte rele, faci fapte bune, Dumnezeu le pune în cântar, faptele rele s-au ridicat în sus, fiindcă faptele bune sunt mai grele. Bun, scăpat, în cer. Și întreb, următoarea întrebare este, Doamne, de ce a murit Domnul Iisus Hristos? Păi a murit pentru păcatele noastre, ca să fim mântuiți. Zice, Doamne, nu mai înțeleg nimica. Acum 20 de secunde mi-a spus că suntem mântuiți dacă facem destule fapte bune și acum îmi spui, matale, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mântuirea noastră. Până la urmă, cum e? Îți mântui prin fapte bune sau îți mântui prin Domnul Iisus Hristos? Deci, bună întrebare. Cred și eu că e bună întrebarea. Cu alte cuvinte, pot eu să pun în balanță faptele mele cu jertfa Domnului Iisus Hristos și să spun că Dumnezeu mă mântuiește și prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Așa. Vedeți aici cât e? Puțin să pun și eu acolo, să pot să zic, Doamne, dar și eu am acolo puțin. Ce ai tu? Păi am credința. Nu, eu am crezut în tine, tu ai crezut în mine, dar știi de ce ai crezut? Eu ți-am dat credința. Eu ți-am dat credința. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și în final vreau să punctez următorul lucru. Ce se întâmplă cu un om mântuit? Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos, auziți? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar. Există un criteriu extrem de simplu după care poți cunoaște oamenii. Îi veți cunoaște după? După retorica lor, după rugăciunile lor, după predicile lor, după minunile lor, după profețiile lor, după scamatoriile lor, după show, după programul care îl fac în biserică, după cât de bine arată. Nu. Domnul spune, veți cunoaște? După roadele lor. Și eu vreau să le spun și lor și vreau să vă spun și dumneavoastră care sunteți sau nu sunteți pocăiți. În momentul în care te-ai întors la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu îți schimbă atât de radical viața, încât și faptele tale se schimbă. Și dacă la finalul vieții vrei să te duci la Dumnezeu cu coșul plin de fapte și spui, Doamne, astea sunt faptele mele. Și poate chiar tu le-ai făcut. Dumnezeu o să spună ce spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Dacă n-ai uitat versetul ăla până în veșnicie, o să-ți-l aduci aminte atunci. Dumnezeu o să spună așa. Eu te-am zidit în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Nu există niciun dubiu. Când zici, câteodată nu găsești ce faptă bună să faci. Dumnezeu le-a pregătit. Nu există niciun dubiu în privința asta. Hai să vezi și omul potrivit pe care ai să-l avuți. Hai să vezi și slujirea potrivită. Hai să vezi și darul potrivit. Hai să vezi și lucrarea potrivită și biserica potrivită și locul potrivit. Și în fiecare zi hai să vezi cursul acela pe care Dumnezeu ți l-a pregătit deja înainte ca să mergi pe el. Tu trebuie numai decât să spui acolo ca să umblăm în el. Tu trebuie să mergi în ce ți-a pregătit Dumnezeu deja. Aș vrea ca fiecare dintre noi să iubim această mântuire a lui Dumnezeu, această evanghelie a Dumnezeu, această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Și dacă în dimineața aceasta cineva este aici mult spiritual, ne rugăm ca Dumnezeu să-l aducă viață la viață prin Domnul Iisus Hristos și să-i dea și darul credinței. Amin. Amin.